Stimabililor, gata, am eliberat și eu camera, este ora. Ora 11 și 9 minute și mai mergem puțin până la sală să mai stăm, să mai schimbăm o vorbă, să bem o cafea. Încă o cafea pentru că am băut deja o cafea, dar trebuie să mai beau încă o cafea pentru că după aia trebuie să conduc aproximativ 5 ore. În consecință mai bem încă o cafea. Și mi-a sugerat un susținător în secțiunea de comentarii pe YouTube să merg să fac niște analize ca să văd ce procentaj de sânge mai am în cafeină. O să mă duc să văd, sunt foarte curios și eu. Sala de făcut? Doamnă, te-ai gătat sala, adică ai terminat sala de... Ai gătit sala, mă, ai gătit-o. Păi fii atent, fii atent ce unghi am prins aici, le pun nici la foliu, nu vezi, iau-te, fii atent ce puțin aici, uite aici, mă. Vezi cum mă prind? Lasă-o, doamne, iată. Bă, totul înregistrează, e ok, nu stai să pun aici, mă, sus. Dar nu trebuie să mă vedeți pe mine, dă-mă. Uite, are o aură de înger. Da. De înger. Bă, și acum trebuie să fii cu ăsta, mai aproape. Stai așa. Am pus-o pe registrat, am pus. Se întâmplă? Bună ziua! Dar nu se întragă asta. Bă, dar fii atent ce tehnic am. Haideți că așteptăm întrebările voastre. Vom lua una sau două întrebări care sunt mai interesante și le vom și adăuga în vlogul lui Alex. Da, altă dată. Dacă vrei eu să le am. Dacă vrei să le dac. Dacă nu, măcar rămâne aici pe Instagram. Pe viață. Da, stați o secundă. Îți trebuie genetic de barbă. Stați o secundă. O să ai genetic de barbă. Cum lucrezi la barba asta așa sexy? Head and shoulders. Pentru cap și umeri. Și craș. Și sfaturi de la... Ați auzit. Angelul. Ați auzit. Am pus de aici. Uite ea, asta. Uite! Salut, băieți! Dacă faci genoflexiuni cu greutăți mari, nu mai crești în înălțime. Nu este adevărat. Uitați la noi ce înalți suntem. Da. Suntem dovada via faptului că dacă vei lucra cu greutăți de mic, vei crește în înălțime. Da, deci noi unul, peste celălalt. Dacă stăm unul peste celălalt, avem undeva 1,80, 1,90. Dacă stăm unul peste celălalt, avem aproape cât un adult complet. Bă, dar fii atent ce urât ăsta, mă, eu sunt obsedat. Stai așa. Iubesc femeile, bărbații cu mușchi. Unele zic că sunt hidoși. Depinde... Câți mușchi? Câți zic că am, toți avem același număr. Da. E vorba cât... Bună. Depinde de limită, adică dacă ai brațele, să zicem, mărișoare, este ok. Dacă ești deja culturist de nu încape în sufragerie, este o problemă. Am o întrebare, hai să-l întrebăm pe Andrei Fitness. Cât timp trebuie să facă încălzirea? Cât timp? Cât recomand pentru încălzire? Toată viața. Toată viața. De-aia fac eu picioare 3 ore. Da, pentru cine va vedea clipurile, e clipul pe care o să-l pui tu, nu, ăla de vineri seară. Da. Pentru cine o să vadă clipul de la Angel, cel în care am făcut noi piept și spate, veți vedea că în fundal, în spate, Andrei Fitness s-a făcut picioare timp de vreo 2 sau 3 ore, ceea ce... Deci, ca să faci 3 ore picioare, trebuie să te încălzești cel puțin. O oră. Pe zi, în fiecare oră. Da. Tot secretul este să te trezești încălzit. Da. Cu un șnaps, cu 50 de forincă. Cum convingi un prieten să se apuce de sală? Cum convingi un prieten? Nu-l convingi. Da, dracu, dacă nu e suficient de... Nu, lasă-mă, băi, nu ajutați oamenii, frate, nu. Da, eu vreau să fac catering, că unul sunt. Ce să ajut? Cum convingi? Nu știu. Atunci pe ajutat? Bă, îi spui. Îi spui, bă, vrei să se întâmple ceva bun cu viața ta? Da, bine, apucă-te de mișcare, nu, de ce? Nu, poți să începi așa, era ăsta, cum îi spune, ești gras și urât, rămâi doar urât, vine da. La sală. Da. Asta. Dacă nu rămâi și gras și urât, cea mai bună. Și dacă mai vorbește cu tine a doua zi, o să vină la sală. Sau poți să-i spui, bă, ai femeie? Da, te înșeală cu unul care face sală. Cât să te... Și asta s-ar putea să meargă. Și te întreabă, sau poți să... Răspuns la acea întrebare, bă, ai femeie? Nu. Ai avea dacă ai face sală. Da, corect. Gata, cu plăcere. Următoarea întrebare. În general, câte grupe ar trebui să faci pe zi? Sunt mai multe variante. În funcție de cum te recuperezi, poți face o grupă, două sau trei. Păi, dar eu trebuie să compensez cumva. Nu, el e, practic, rațiunea din acest trio. Da, eu sunt pe Caterinca, se recunosc, na. Eu sunt. Ce frate, trebuie să conduc pentru 5 ore până la Varșov. Tu crezi că am dispoziție pentru lucruri prea serios? Bă, dar stai un pic să o gândim, uite, ce părere aveți despre not? Ia, hai să luăm așa. Andrei! Eu consider că notul este foarte bun, mai ales când este făcut de o tipă dezbrăcată. Da, Alex. E bun. E bun. Eu am
Bă, deci eu sunt singurul dintre ăștia care are expertiză. Eu am făcut în lot an jumate. Cât de cât profesionist. Eu mă neclamam. Swimming in beaches. Este o activitate foarte bună. Trece mai departe. Da. Genială. Bă, dar știi ce? Nu-mi place cum stă camera aia, o să schimb unghiul. Voi continuați, mă băgați de seama. Sora mea și copul ăsta. Vrei să filmezi aparatul de apă? Ce? Pot să ajung să fac împins cu 200 natural. Ia să e gol. 7000 de calorii pe zi. Bă, greu. Deci depinde de structura ta. Nu știu. Dacă ești foarte înalt și ai oasele foarte mari și articulațiile foarte puternice. Ce părere aveți despre exagerarea în greutăți la presaiele panicat pentru el? Păi... Poate n-am înțeles eu. Pentru el. Pentru mine sau... Nu, pentru Andrei, sigur. El este Andrei. E deși pentru el. E cam adâncă întrebarea asta. Cu cât faceți la pres? Cu 500. Andrei face cu 500. Eu fac cu puțin. Dar fac înăuntru, numai 11 de mișcare, gen un centimetru. Am înțeles. El doar încarcă pres, așa că se duce și face genul pe sec. E suficient. E un exercițiu suficient. Face sex noi între noi sau în general? Ocazional. Nu sunt de acord cu întrebarea asta, nici cu răspunsurile. Mai încearcă. Ce e părere aveți despre greutățile exagerate la presă? Mă, uite mă, asta înțeles, era. Okay. Am un prieten care face 400. Ce mă? Zici să blocheze genunchi ca să nu mai vezi. Eu mă panichez puțin pentru el. Asta era o întrebare. Deci, asta era am un prieten care la 16 ani împinge cu 400. E troll, mă, termină mă, ești nebun. Mă, acum depinde și de presă, pentru că sunt unele... Bine, oricum 400 este mult, dar nu cred că face corect. Este puțin probabil. Mai ales la 16 ani. Bă, da, e prea multă presiune. Mirea, că serios, să chiar tratează întrebarea în serios. Auzi, zi să blocheze genunchii ca să nu mai vezi la sală după aia. Scape. Dacă ai duci liber. Nu știu, zic să le facă corect sau să facă mai multe repetări, că să-și rupă articulații. Salutări din Fălticeni, Suceava, vă salutăm și pe voi! Tare! Cam câte ține un program de antrenament? Părerea mea cel puțin 5 luni. Nu? Câte zile nu ți-am nu, câte ține. Cât se ține? Cât ții tu un program fix de antrenament? Măcar jumătate de an. Măcar jumătate de an, da. Progresiv. Da. Am zis 5 luni, am greșit. Andrei a spus jumătate de an, sunt de acord, mai degrabă. Mulțumesc mult. Și un pic cu 10 kg la piept, dar bara are 25 la 20 de ani, este bine. Adică deci să împingi cu 45. Bă, este ok, ce să zic. Bă, măcar împingi, adică hai să-l luăm serios acum. Sunt unii care stau în cur, bagă chipsuri și se uită la... Uite, Alex arată bicep. Ce să arăt? Bicep. Ăsta. Bicep femural, nu? Da. Ia mă, dai puțin, fii atent. Bicep, gata. Ce poți face în cazul unei contracturi musculare lombare? Andrei. Andrei, hai la chiar, e specializarea ta. Hai, ce faci? Vezi mare, ce el, faci? El ia bagă-te, mă, ce asta? Eu am apucat de kinetoterapie. Stai un pic. Deci, Andrei este specialist în lombar. Cel lombarul cui? Lombar inegal. Cel are... Un lombar mai mic și un lombar mai mare. Exact. Datorită poziției shoulder-ului. Ai văzut? Datorită statului în scaun. Dar nu i-a zis, ce v-a spus? Nu i-a zis, zi-mă, ce faci în caz? Hai, spune. În cazul unei contracturi musculare lombare, ce să faci? În primul rând, consumi multe vitamine și minerale, iei o mică pauză publicitară de la antrenament sau faci antrenamentul foarte ușor, doar cât să ții mușchii puțin tensionat să circule sângele în acea zonă musculară și în rest... Te încălzești și apoi faci un pic de stretching ca să detensionezi contractura. Pe timp așa, cât timp ar trebui să dureze antrenamentul unui începător? În general, antrenamentul se învârte în jurul unei ore. Andrei face 3, dar Andrei face... Nu mai exagerat. Andrei are un nivel de pregătire și nu chiar așa. Alex, cum e la Vaslui? Cum e la super! Vaslui? Super, m-am gândit să fac o investiție și să mă achiziționez aici. Stai că am găsit, deci uite aici. Avem aici o plăjerie de aici, unde te ocupare. Nu, la cameră. Aici, ia... Auzi, fii atent, mă, deci uite cât o mămoare. Când ați intrat pe live, am lăsat filmele porno instant. Și tu îți dai seama. Bă, vezi că este reducere la Pornhub pe 14. E toată ziua gratis. Și uite, vezi, ai și pont. Are cont premium. Nu, a fost să fie așa, din greșeală. Alex, când mai ajungi în Craiova? Bă, nu prea. Nu, serios, habar nu, stai, eu sunt preocupat aici.
să ajungi la prietenul nostru comun? Da, aș vrea să provoc pe cineva la un meci de box, un meci oficial. Dar mai încolo. Nu zic că n-are rost. Nu, stai, relax același sprijin. Angel, tu giveaway când? Păi mă gândesc, vreau să fac un giveaway, da. Bă, toate cartea, dar tu nu dai nimic, amune. Vrei știu ceva de pomană. Vrei știu ceva. A fost ziua de pomană, ziua morților vii. Lui Dani Mocanu i-a venit cel de 100 de mii la vreo 700 de mii. Ia 100. Dar cine-i Dani Mocanu? E la care manelist? Nu știi, mă, cine-i Dani Mocanu? Băi... Bă, dar după ce plantă trăiești, frate? Tu ai tricou cu camuflaj... Băi, concurența ta de pe YouTube. În trending. Concurența mea. Dani Mocanu e în trending, mă, tu nu știi cine e în trending. Toată lumea bună. El și cu Emiluț. Da, el e Emiluț. Toată lumea bună de pe YouTube e în trending. Dacă am văzut că dacă ești în trending azi... În training? În training. Nu ai nevoie de conținut pe YouTube, adică trending-ul, vizualizările. Am înțeles că asta reprezintă de fapt apogeul succesului pe YouTube-ul românesc și nu numai. Ești în trending, faci 50.000 de vizualizări măcar în două zile, dacă nu faci măcar în două zile de făcut. Dar nu contează dacă ai conținut sau nu pe YouTube. Ideea este să ai cifrele, că până la asta se rezumă. Am văzut că și pentru ultimul Fast and Furious, toți cei de acolo care au jucat în film, și Ludacris și Dwayne Johnson, oameni pe care îi admir oricum, dar am văzut că principala lor specificare, principala lor atunci, ceea ce ține performanțele filmului, a fost au fost vânzările care au fost top. Deci, dacă ai cifre, ești tare. Eram ironic în tot ceea ce spuneam. Gata, sună telefon. Deci nu știu care a fost întrebarea, dar asta e răspunsul. Da. Faci cu unchiul meu sparring, Alex. Uite, ce? Faci sparring cu unchiul lui. Lui Roșca Alexandru. Da, da și Roșca. Spune unchiul tău, faci un sparring. Îl pune să știe. Da. Unchiul lui. Nu știu, v-a zis cineva ceva de mine, da. Poți să faci băi, și sender request? Ia dai mă, dai view. Dai mă view, mă, fii atent. Un pic, mă, că noi deci asta era, mă? Asta era. Ia stai, mă, ia să vedem. Fii atent, mă, se întâmplă ceva revoluționar. Deci am aflat cum să facem am live. Am aflat cum se face live la dublu. Mi-a dat cineva un request. Stai un pic să vedem dacă merge. Îl așteptăm pe Blaga Cătălin, da? Băi, deci știi cât ne-am chinuit ieri? Fiți atenți, mă, că merge, mă, ești nebun la cap. Bă, păi stai, mă, să fac și de la mine, mă, în cazul ăsta, nu? Da, fii atent, mă, stai, mă, așa, mă, băi, ce... Tot a început ca un vis. Stai mă, dar nu te vedem. Ia sticker-ul de pe cameră. Mă, a plecat. Dar gata, știm cum se face. Stai mă, așa. Ieri ne-am chinuit să facem live dublu. Și nu știam cum. Triplu. Și astăzi am aflat. Deci dacă ești în live, trebuie să-ți dea cineva cerere să intre în live-ul tău. Uite mă, ce poză a pus mail-ul. Bă, ești bun. Ia uitați, arată-mă și la mine. Stai mă, să facă focus. Voi pe cine susțineți? Mayweather sau McGregor? Eu sunt pentru Mayweather și am fost dovada că nu sunt doar așa de dragul vremurilor că a câștigat Mayweather. Am făcut clip pe YouTube, am făcut un preview, cine o să câștige? Nu se mai aude bine. Ne auzim acum? Ia, poți să faci cerere, ia vezi. Da, mă, uite, mă, stai. Ba da, uite, sunt request, fii atent, mă, gata, mă. Stai un pic. Începe. Cam cât de mindfuck e treaba asta. Nu putem să facem mai mult. Ia vezi mă și tu, ia intră mă și tu mă nebună, stai așa mă, face cum trebuie. Începem o serie de podcast-uri. Stai să opresc sunetul. Pe Instagram? Cineva trebuie să oprească sunetul, nu? Da. Eu, stai așa. Se audă... Dam call volume, ce? Salut. Dar 10-9? Dar 10-9, 10-9? Nu, frate, eu plec aici. Bă, stai, deci nu mai înțeleg nimic, frate, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă aici, stai așa puțin. Bă, de ce facem acum? Stai că nu înțeleg. Hai mă, jos mă, că nu se... Nu se înțelege nimic. Am vrut să facă scrie. Dar a făcut cardio pe ziua de azi, a găsit scuza. Creierul meu încă nu face față, e prea multe informații. 20. Angel, de ce nu te definești și rămâi așa? Că nu vrea. Nu mai am să mă definez. Ce părere aveți despre legendarul Arnold? E legendar.
Da. E legendar asta. O să ai o părere despre anul? Îți permit să ai o părere? Nu îți permit. Îți permit, da, îți permit. Și, da, și dacă îți permit să zici ceva urât despre domnul Arnold... Trebuie să o ții pentru tine. Trebuie să o ții pentru tine, că să rămână domnul Arnold, dacă ne vedeți, să știți că sunt cu dumneavoastră. Poți să pup inelul? Poți să pup inelul domnului Arnold, dacă spui ceva despre domnul Arnold, e numele domnului care nu se rostește, deci nu poți să iei numele domnului deșert. Iar pe scuze. Gata, nu, stai. Adică treaba... Termină la ei, trebuie să plecăm. Șer Gadriel. Sună soția. Gata, trebuie să plecăm. Sună soția, trebuie să închidă, pare rău. Gata. Șefilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați, săptămâna viitoare, azi e duminică, mă rog, pentru că e live. Toată lumea știe că e duminică. Urmează materiale foarte interesante și pe canalul lui Angel și pe canalul meu și pe viitorul canal al lui Andrei Fitness. Bate mai încoace. Andrei Fitness, o să auziți de el. Going worldwide. Mulțumim pentru vizionare. Pe data viitoare. Pa! Pa! Bicep! Bicep! Stai mă, bicep! Bicep! Stai. Gata mă, dă. Și vă mulțumim și aici pentru că ne-ați urmărit. Te susun pe Alex. Vedeți ce s-a întâmplat. Ia sună. Ce să zice, eu oricum... Trebuie să-i dau share, nu? Clipul ăsta o să apară, nu știu, marți, miercuri, joi. Da, cine ți-a dat share? Nu, eu trebuie să dau share. Trebuie să dai share. Trebuie să dau un telefon. Asta a fost experiența de la Vaslui, o experiență foarte plăcută. Speram să avem parte de o colaborare reușită, dar a fost mai mult de atât. Am cunoscut oameni de calitate și până să încep să vărs o lacrimă, mă voi retrage. Pentru că... Ce devine un moment foarte emoționant. Vă aștept și pe canalul lui Angel. De fapt, el vă așteaptă pe canalul lui. Cum dracu să vă aștept pe canalul lui Angel? Dar eu vă sfătuiesc să mergeți și pe... Unde? La intrare aici, pe poartă, sunați la sonerie. Sau sunați la sonerie. Sau bateți la sonerie, în cazul în care nu puteți să sunați. Și ne regăsim în clipul următor. Nu uitați, urmăriți-l pe fratele vostru și pe Instagram, urmăriți-l și pe Andrei Fitness, pe viitorul lui canal de YouTube din viitor. Biceps!